sunt Carmen. Astăzi vom desena ceva, desigur, împreună cu Luca. Bună, Luca! Bună, Carmen! Vom desena un mic dejun. Un mic dejun compus de data aceasta dintr-o prăjiturică și un pahar cu lapte. Așadar, vom face mai întâi și mai întâi, evident, paharul cu lapte, adică facem două dungi, uite, cam așa. Așa, aici jos facem o dungă, așa, ca un oval. Iar sus vom face chiar un oval. Și sănătate. Pe lunga asta, de aici pornind, da, nu chiar de sus, mai facem o lungă paralelă cealaltă. Până jos. Și aici din nou vom mai face, iată, încă o lungă așa. Și laptele din paharul nostru nu stă drept, așa că îi vom face niște valuri. Este bine? Zic că este foarte bine. Acum, lângă el, vom face o prăjiturică, un fel de cerc, dar cu marginea puțin ondulată. Da? Nu o să facem un cerc perfect, ci iată. Prăjiturică care are, uite așa, margine. Așa ar trebui. Da, e puțin strâmbă, dar să zicem că așa, așa a ieșit ea din cuptor. Aici facem doi ochi și două sprâncene. Înăuntrul cerculețelor facem alte două cerculețe, unul mai mare și unul mai mic. Și aici facem o guriță. Și mai facem și niște bule. Acum acestei prăjiturici trebuie să-i facem și ei o față. Iată. Până acum este ca o fantomă. Facem înăuntrul cerculețelor alte două cerculețe. Și aici facem o guriță. Facem o prăjiturică fericită. Aici deasupra cap. Să facem o funghiță. Uite așa. Dacă are funghiță. Și gene. Și această prăjiturică are și niște puncte de ciocolată, așa că îi vom face câteva cerculețe. Și eu zic că avem o prăjiturică foarte simpatică și un pahar de lapte pe care va trebui să le colorăm, nu-i așa? Așadar, hai să începem să colorăm și mai întâi colorăm interiorul ochilor, dar nu uita, cele două cerculețe ar trebui să rămână necolorate, da? Colorăm în jurul lor.
avem, iată, un mic dejun care mie îmi place destul de mult. Uite, eu vreau ca această prăjiturică să aibă ochi albaștri. Da, așa că avem un pahar de lapte foarte vesel și o prăjiturică foarte simpatică cu ochi albaștri și cred eu destul de gustoasă. Bineînțeles că Luca a reudit mai prăjitura, care are și un colț pentru că el așa a modelat-o. Aici am putea un pic mai sus să mergem cu albastrul acela închis, doar un pic așa, dar nu știi cu o dungă, ci pur și simplu să se piardă. Și cred că paharul nostru de lapte este perfect. Așadar, dacă v-a plăcut ceea ce am desenat noi, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube și, evident, nu uitați să desenați, pentru că vă puteți relaxa foarte, foarte frumos atunci când desenați. Mulțumim!